La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad s-a desfășurat ieri seară un nou eveniment din programul dedicat aniversării bicentenarului teologiei arădene. De această dată a fost lansat albumul intitulat Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, spațiu liturgic formativ și teologic cultural. Autorii lucrării sunt părintele conferențiar Lucian Farcașiu și părintele lector Ștefan Negreanu. La manifestare au luat parte înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, preasfințitul părinte episcop vicar Emilian Crișanul, cadre didactice, studenți și oameni de cultură. În deschidere, elevii școlii Sfântul Nicolae din municipiu au interpretat colinde. Albumul a fost prezentat de părintele conferențiar Ioan Bizău de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Am sărbătorit astăzi bicentenarul Facultății de Teologie din Arad. Desigur că întregul an l-am avut mereu în minte cu întreaga istorie referitoare la un trecut de 200 de ani ca institut, academie, în urmă, iată, facultate, cu oameni care s-au întâlnit acum în amintirea și a celor care au fost și au reprezentat un progres continuu în istoria cetății și, desigur, a Bisericii Ortodoxe Române. Paraclisul universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad reprezintă un spațiu liturgic formativ al studenților teologi și totodată un spațiu liturgic deschis spre toți tinerii din universitate și spre alți tineri din Arad și din prejurimi care doresc ca să participe la viața spirituală și duhovnicească, după modelele teologice care le exprimăm în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. În continuare au fost oferite diploma și medalia aniversară a bicentenarului unor personalități care au contribuit la promovarea prestigiului învățământului teologic arădean. Cei doi autori, părintele profesor Lucian Farcașiu și părintele profesor Ștefan Negreanu, și-au completat prin harismele personale ale fiecăruia, și-au completat această obligație pe care și-au asumat-o de a alcătui volumul respectiv. În calitate de coautor al monografiei Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, pe care am elaborat-o împreună cu colegul meu, părintele profesor Ștefan Negreanu, consider de cuvință să punctez trei dimensiuni pe care lucrarea pe care împreună am elaborat-o le descoperă. Pe de o parte, istoria construirii acestui edificiu liturgic. Pe de altă parte, spațiul liturgic al Paraclisului, ca și element formativ pentru formarea studenților și, de asemenea, cea de-a treia dimensiune este cea care acoperă pictura interioară a lăcașului de cult cu semnificația sa teologică și relevanța catehetic-duhovnicească. Tot în cadrul evenimentului, înalt preasfințitul părinte Timotei a oferit distinția Crucea Sfântul Sava Brancovici părinților profesori Constantin Rus, Ioan Tulcan și Caius Cuțaru.